Salut! Poate că și voi ați semănat ca și mine, mărar, în primăvară și a răsărit foarte slab sau deloc. Așa că trebuie să schimbăm ceva în metoda de semănat. Timpul este foarte important, adică perioada de semănat. Perioada de semănat optimă pentru mărar este toamna. Așa că la sfârșit de septembrie, astăzi semănăm mărar. Am recoltat semințele de mărar pe care astăzi le voi semăna din grădină. Așa că mergem la treabă, prelucrăm întâi solul, după care trasăm rândurile, pentru că vom semăna mărarul pe rânduri, după care aplicăm sămânța. Este o procedură simplă, la îndemâna oricui și care ne asigură un aport de plante aromate direct din grădina noastră. Punem din nou la lucru motosapa noastră electrică, care de fiecare dată își face treaba în mod exemplar. Eu sunt foarte mulțumit de ea pentru că este ușoară și execută cu precizie lucrările de care am nevoie în grădină. Așa cum vedeți și astăzi, am prelucrat foarte ușor acest loc de pământ din apropierea căpșunilor. Mărarul este un companion foarte bun pentru căpșuni, așa că de aceea am ales acest loc. După ce am prelucrat pământul cu motosapa electrică, am trecut la bilonarea lui, adică l-am înălțat puțin, am tras pământul de pe margini cu sapa pentru a-i da o formă ca de răzor, o formă mai înaltă care să asigure un substrat bine pregătit și înălțat față de terenul din jur. După care trecem la greblarea locului, pentru că în felul acesta adunăm buruienile, eventualele pietre, bulgări de pământ care au rămas. Cu grebla se lucrează foarte ușor, iar solul rămâne prelucrat exemplar în urma lui. Trecem acum la trasarea zonei unde voi executa șanțurile de plantare. Cu o sfoară de cânepă și două șuruburi am fixat locul unde voi am stabilit locul unde trasez șanțurile de semănat. Pentru că mărarul îl voi semăna astăzi în șanțuri. Niște șanțuri cu adâncime între 3 și 5 cm. Pentru că în felul acesta poți avea control asupra zonei semănate, poți elimina buruienile dintre straturi și este mult mai ușor și de udat, precum și de recoltat. Cu coada de la greblă am trasat foarte simplu aceste șanțuri folosindu-mă de ghidajul sforii. Acum pregătim sămânța. Sămânța eu o am din grădină. Deci este sămânță proprie pe care am recoltat-o de anul trecut. Și acum o semănăm. Este uscată și o semănăm în șanțurile pe care le-am pregătit deja. Pun sămânță suficient de multă ca din câtă va răsări să fie suficientă și pentru consumul verde, dar să rămână și pentru consumul de plantă matură pe care o voi usca toamna. Puteți folosi foarte bine și semințe achiziționate din comerț. După care, cu dosul greblei, astup șanțurile în care am semănat sămânța de mărar.
este tot la fel, o operațiune foarte simplă, cu rezultate foarte bune. Trebuie să astupăm sămânța pentru ca aceasta să fie protejată atât de soare cât și de ploi. După care, cu grebla, cu dinții greblei, am mușuroit puțin șanțurile de plantare, pentru că se anunță în perioada următoare ploi puternice și pământul va fi astfel spălat. În felul acesta protejez sămânța mult mai bine. Am etichetat chiar și cu o etichetă ca să știu că acolo este mărar. Bineînțeles că nu era cazul, dar am făcut-o. Așa arată răzorul cu mărar. Puneți și voi mărar în grădină pentru că este o plantă deosebit de gustoasă și de aromată. Atât pentru astăzi, multă sănătate și aveți grijă de voi!